ce veste minunată din Vivlaim ni s-arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Cel fără de început, cum au spus prorocii, că la Vivlaim Maria, săvârșind călătoria, a născut pe Mesia. Într-un mic sălaș, lângă acel oraș, l-a născut pe Mesia. Să crească, să ne mântuiască, să se nască și să crească. Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș.